Brookhaven a fost invadat de extraterestri. Ce se întâmplă cu omenirea? Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Unde sunt oare? Pe ce planetă am aterizat? Ce se întâmplă aici și de ce arată creaturile astea așa? Și oare ce e chestia aia pe care stau ei? E un fel de navă spațială, dar pare că nu zboară. Până și clădirile nu sunt la fel ca în lumea mea. Oh, nu, mi s-a stricat nava spațială și a trebuit să sar din ea și am ajuns în lumea asta dubioasă. Trebuie cumva să-mi contactez familia. Hei, tu, cine ești? Hei, eu sunt Cartoon Cat. Sunt o pisică de sen. O pisică de sen? Habar nu am despre ce vorbește, frate. În fine, am plecat de aici. Oh, nu mă urmărește, trebuie să scap de ea. Este o pisică gigantică. E mai mare ca mine. Pisica asta chiar fuge după mine peste tot. Nu știu dacă o să reușesc să scap de ea. Stai așa să mă duc pe aici. Cred că am fraierit-o. Da, am scăpat de pisică. Am scăpat și cred că o să mă adăpostesc aici în rulota asta care este așa roz. Oh, nu, e închisă. Și aparent am întâlnit o nouă creatură. Ia-mă și pe mine undeva. Aș vrea să am și eu undeva unde să stau. Oh, nu, mă pune să alerg după nava asta spațială. Poți să zbor cu nava asta spațială? Ei, asta este o mașină. Adică nu poți să zbor cu mașina. Ești un pic cam ciudat, tipule. Nu sunt ciudat deloc. Sunt un extraterestru și sunt verde. În fine, creatura aia și-a lăsat mașina aici și a dispărut, a sărit aici în curtea asta și nu știu ce s-a întâmplat mai departe pentru că nu o mai văd, dar nu mă duc acolo pentru că pare puțin cam suspectă și sincer nu vreau să mă bag în belele, vreau doar să-mi contactez familia să vină să mă ducă acasă la mine pe planeta mea. De ce a trebuit să mi se prăbușească nava spațială exact aici pe planeta asta ciudată? Ce este aici? Asta e puțin. Pare a fi un magazin cu mâncare, însă mâncarea aceasta nu arată deloc ca mâncarea de pe planeta mea. Ia să intru să iau niște mâncare. Ce să iau eu? M-aș lua chestia asta. Bleac! Mamă, ce rea e! Oare creaturile astea vor să mă otrăvească sau ce e cu mâncarea asta? Bleac, ce rea e! Ia să încerc altceva. Asta e verde ca mine, poate e bun. Stai să mestec puțin. Bleac, e rău și asta. Doamne, cât de rele sunt! Le arunc, nu vreau să le mai văd. Aș încerca ceva de băut, nu știu, ia să vedem. Aș putea să beau ceva de aici. Asta e bună, asta e bună, e dulce și îmi place băutura asta. Habar nu am ce este, însă e destul de bunicică. Am găsit o nouă creatură care aparent e roșie. Eu sunt verde, el e roșu. În fine, nu știu dacă este casa lui aici. Hei, este casa ta? Aș putea să stau și eu aici? Eu tocmai mă duc la un bal mascat și tocmai ce m-am costumat și îmi pare rău, dar nu e casa mea. Stai să văd dacă am întârziat, trebuie să plec, pa! Ok, bine, creatură ciudată. Hai să văd dacă e cineva acasă, să sun puțin la soneri. Cred că o să-mi fie tare greu să-mi găsesc un loc unde să stau pentru că arăt diferit față de creaturile astea și da, probabil că nu o să mă primească nimeni, dar nu mă las, o să încerc, o să trebuiască să caut un loc unde să dorm, mai sunt niște case aici. Hai să încerc ușa prima dată. Ok, ușa asta este deschisă. Deci am nimerit într-o casă cu ușa deschisă și aparent este goală. Nu știu dacă e cineva acasă. Hello, hello, e cineva acasă? Sunt un extraterestru și vreau să rămân aici peste noapte. Opa, dar casa arată foarte, foarte ciudată. Adică casele de pe planeta noastră în primul rând sunt rotunde. Asta este cumva pătrat, așa are multe colțuri. Casele noastre sunt rotunde și paturile nu arată așa. Adică am văzut un pat aici
și este super mic. La noi paturile sunt gigantice. Nu știu cum pot să doarmă creaturile astea aici. Ah, da, parcă mi-amintesc ceva. Era ceva, o legendă. Și dacă mi-amintesc bine, cred că locul ăsta se numește Pământ. Adică cred că persoanele de aici sunt pământene sau ceva de genul ăsta. Parcă pământenii trăiau în casele astea așa drepte și colțuroase. În fine, oricum e bună casa ca să mă odihnesc, m-aș pune puțin în pat și poate o să reușesc după aceea să mă duc înapoi acasă. Trebuie să-mi contactez familia cumva. Ok, prietenii mei extraterestri, cred că m-am relaxat destul, așa că e timpul să mă duc să-mi caut familia, să reușesc cumva să plec de pe planeta asta Pământ, pentru că e cam ciudată, sincer să fiu, și uite, omul ăla care e în roșu s-a dus și el acolo, poate e casa lui. În fine, nu mă interesează. O să vreau să cer cuiva un dispozitiv care să mă ajute să vorbesc cu prietenii mei din spațiu, să vină să mă salveze, să mă duc înapoi la familia mea. Și trebuie să caut pe cineva care m-ar putea ajuta, pentru că momentan am dat de pământeni cam dubioși care nu prea vor să mă ajute, dar poate o să întâlnesc pe cineva ca lumea. Oh, nu, e pisica asta ciudată iarăși. S-a aruncat pe jos. Poate pisica asta ciudată mă poate ajuta. Ia să vedem. Hai să mă duc să vorbesc cu ea. Hei, pisică, ce ai făcut? Ai aludecat? Ai căzut? Hei, scuze, mă relaxam puțin aici pe jos. Te-am căutat prin tot Brookhaven, nu te-am căutat. Vrei să te ajut cu ceva? Ok, tu doar voiai să mă ajut și de asta mă căutai? Da, da. Sunt pisica de sen și eu ajut extraterestrii. Ai putea să-mi dai cumva un dispozitiv care să mă ajute să vorbesc cu familia mea de pe planetă, să mă ajute să vină să mă ia de aici sau cu prietenii mei? Da, dispozitivul se numește telefon, stai așa că ți-l dau imediat. Ok, dispozitivul ăsta se numește telefon și pot să vorbesc cu el intergalactic? Nu știu dacă merge să vorbesc cu el intergalactic. Galactic, dar e telefon și poți să suni pe cine vrei tu. Ok, bine, stai să formez numărul. Ia să vedem așa. 10, 10, 10, steluță, steluță, arond, steluță, steluță. Îmi zice că numărul este incorrect. Oh, nu, cred că o să rămân blocat aici, pisică de sen. Stai puțin că m-a călcat cineva cu mașina și m-a făcut clătită și mi-a puțin până mă ridic de jos. Sincer, ești o pisică cam ciudată, dar nu ești la fel de dubioasă ca pământenii ăștia. Eu sunt din desenele animate, am venit în lumea asta ca să îi terorizez. Cred că e un personaj negativ, pisica asta de sen, și cred că o să rămân aici blocat pe pământul acesta pentru totdeauna. Acesta a fost episodul Hudinașilor. Sper că v-a plăcut. Dacă știți cum să scap de aici, pentru că sunt un extraterestru și vreau să mă întorc acasă la mine, să-mi scrieți acolo în comentarii. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!